Potrivit fostului director al CRO Vinar, Laurențiu Ciurel, legea nu reglementează dacă directorul executiv sau consiliul de administrație sunt parte a structurii de management privat. De altfel, se precizează că managerul care urmează să fie ales să aibă minim 5 ani de experiență în domeniul public, fapt ce îl îngrijorează pe Laurențiu Ciurel, deoarece sunt avantajați și foștii angajați. Diferența dintre un manager de stat și cel privat este acela că cel privat nu poate fi revocat din funcție. Un singur lucru e diferit acolo. Și lucrul acesta spune că el nu poate fi revocat din funcție, managerul privat. Spre deosebire de contractul meu în care spunea că cum s-a și întâmplat, că AGA mă poate revoca oricând din funcție. Deci, citind acest criteriu, observăm că practic nu se dorește decât ca statul să numească sau să bată în cuie manageri politici pe care nimeni să nu-i mai poată schimba după aceea. După ce ei nu vor mai fi la putere, vorbesc de actuala coaliție, și ca să-și perpetueze accesul la resursă și după ce vor pierde puterea. Laurențiu Ciurel s-a arătat de asemenea intrigat de faptul că o comisie formată din deputați și senatori ar putea selecta managerii privați în cadrul companiilor de stat. Ciurel este de părere că în Parlament, cu mici excepții, nu există oameni care să aibă nici cea mai vagă idee despre domeniul energetic și minier. Eu citez din declarațiile guvernului. Până în toamnă, companiile de stat, inclusiv cele energetice din Oltenia, vor avea management privat. Punct. A doua frază. Până în toamnă se face complexul Oltenia. Adică le faci, le pui întâi, le faci selecție, comisie, plată, cutare, 40 de milioane sau 20 de milioane și le pui manager privat, după care le desfințezi și faci complexul Oltenia, că aceste companii vor dispare odată cu înființarea complexului Oltenia, cel puțin teoretic. Așa că, mai departe, comentați noastră. Fostul director al CRO Vinar este de părere că o astfel de lege a managementului privat în companiile de stat nu va fi adoptată datorită neconcordanțelor care apar în mai multe articole.